8 producători s-au întrecut pentru Marele Aur la cea de-a 11-a ediție a concursului de vinuri de la Halmeu. Suntem la 11-a ediție a concursului de vinuri nobile din Halmeu. În acest an s-au înscris în total 8 producători cu 34 de probe în total, din care predomină mai mult alb. Participanții au fost mulțumiți de producția obținută anul trecut, așa că și vinurile trebuie să fie pe măsură. Mijlociu, așa, un mijloc normal, deci o producție nici prea bună, nici prea nu a fost, dar am avut și boli mai târziu când au venit timpurile ploase. Dar mare majoritate am fost mulțumiți. Până la urmă, juriul prezidat de Mirela Heizer, specialist în cadrul Oficiului Național al Viei, a ales drept câștigător cuveul producătorului Cristian Năstase. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean împreună cu Asociația Podgorenilor Sătmăreni și Consiliul Local Halmeu.